Bună ziua, dragii noștri! Aici Adelina Stangel Matei și Daniel Stangel din Israel. Am vrea să vă urăm un călduros Shalom sau pace tuturor! Pentru că astăzi este o zi specială în Israel, am dorit să împărtășim câteva informații și cu dumneavoastră. În Israel, astăzi este ziua de comemorare a soldaților căzuți, cei care au luptat cu vitejie în războaiele Israelului și au căzut pe front. Dar nu numai cei care au căzut pe front, ci și cei care au murit ca urmare a actelor teroriste de aici. Ziua de comemorare oficială a soldaților este ținută în ziua Dalet, adică a patra zi a lunii evreiești, Eiar. În fiecare an cade pe aceeași dată a calendarului evreiesc, cu mici excepții. Așa este. Aceste excepții sunt atunci când ziua independenței, care este ținută exact la o zi după această zi, cade într-o zi de șabat, adică vineri seara sau sâmbătă. Dacă acesta este cazul, într-unul din ani, ziua de comemorare poate fi mutată o zi sau două. Foarte interesant ceea ce spui. Adică ziua independenței în Israel, o zi de sărbătoare națională, este sărbătorită imediat după o zi de doliu național? Da. Ziua de comemorare a soldaților a fost introdusă oficial în legea israeliană în anul 1963, sărbătorindu-se cu o zi înainte de ziua independenței, ca să ne amintim ca și națiune de prețul plătit pentru înființarea țării și de asemenea să ne amintească cât de important este să o păstrăm. Ceea ce spui acum este foarte interesant și mi-aduce aminte de Psalmul 30, versetul 5. Seara vine plânsul și dimineața vine veselia. Într-adevăr, un verset potrivit situației. Poate chiar acesta a fost una dintre inspirațiile alegerii zilei de sărbătoare imediat după o zi de doliu, după cum ai spus-o chiar tu. Însă în Israel o zi începe de la apusul soarelui până a doua zi seara, la apariția primelor stele. Să vorbim puțin despre armata israeliană. Tzva Hagana le-Israel, sau prescurtat Tzahar, tradus prin Armata de Apărare a Israelului. Aceasta a fost înființată în anul 1948, la două săptămâni după înființarea statului Israel. Cel care a înființat-o a fost David Ben-Gurion, primul prim-ministru al Israelului. Armata israeliană este obligatorie pentru cetățenii Israelului, cu mici excepții, atât pentru băieți cât și pentru fete. Și ții bine minte, ai făcut și tu armată 2 ani. Așa este. Băieții servesc timp de 3 ani în armata israeliană, iar fetele timp de 2 ani. După terminarea serviciului militar, majoritatea rămân ca și rezerviști. În caz de război, se întorc la unitățile lor. După ce am aflat mai multe informații despre armata israeliană, ne vom întoarce la subiectul nostru. Cum se ține o zi de comemorare a soldaților căzuți în Israel, care sunt unele dintre obiceiurile și tradițiile acestei zile? În primul rând, cei care au avut în familia lor pe cineva căzut la datorie în armată, au dreptul de a-și lua o zi liberă de la serviciu ca să onoreze memoria celor dragi. De asemenea, restaurantele, cafenelele, mall-urile, sălile de cinema sunt închise în această zi. Pe mormântul fiecărui soldat căzut se așterne drapelul Israelului. Această ceremonie deschizându-se cu comandantul armatei israeliene, care așează drapelul pe mormântul ultimului soldat căzut. Această ceremonie are loc pe muntele Herzl din Ierusalim, care este un munte al comemorării. O parte a soldaților căzuți, o parte a victimelor Holocaustului și o parte a oamenilor influenți din poporul evreu. În fiecare an, înainte ziua comemorării, se trimit cadouri familiilor care au pierdut un fiu sau o fiică într-un din războaiele Israelului sau ca urmare a actelor teroriste. Aceste cadouri sunt trimise prin poștă de către ministrul apărării. De asemenea, mulți aprind în casele lor câte o lumânare în amintirea soldaților căzuți. Nu numai în casă se aprinde câte o lumânare, ci și la intrarea în locuri publice sunt poziționate flăcări de aducere aminte. Se fac ceremonii în sinagogi, în școli, în armată și în cimitire, în amintirea lor, și se citesc și numele acestora. Simbolul zilei de comemorare este o floare roșie, care se numește Sângele Macabeilor. Legenda spune că această floare înflorește oriunde a căzut chiar și o picătură din sângele macabeilor, care și ei au luptat pentru independență. De obicei, un abțipilt cu această floare se împarte în timpul ceremoniilor ca să se poarte în piept. În media și la televizor, în această zi, se opresc toate canalele de divertisment și se difuzează ceremonii cât și filme în onoarea soldaților căzuți. Există chiar și un canal special în care se citesc numele tuturor celor căzuți și data în care aceștia au căzut, începând cu anul 1860, care, potrivit Ministerului de Apărare, este considerat a fi anul reînnoirii așezării evreiești în țară. Și să nu uităm de cea mai prominentă tradiție a acestei zile, Hatzfira, sau sirena care se aude în toate colțurile țării, în seara începerii acestei zile, cât și în dimineața următoare. Aceasta anunță începerea zilei de comemorare și se obișnuiește ca toți cetățenii să se oprească din ceea ce fac,
să se ridice în picioare, să stea tăcuți cu ochii închiși timp de un minut cât ține sirena, în semn de respect amintirii celor căzuți în războaiele Israelului sau în actele de terorism. În următoarele momente vom auzi și noi sirena națională și vom sta în tăcere în amintirea lor. Așa să mai facem un gest despre care am vorbit și care se face aici în Israel. Așa să aprindem și noi câte o lumânare în cinstea soldaților căzuți, al căror sacrificiu a făcut posibil ca noi să fim astăzi aici. Iar eu aș vrea să închei acest video cu ultima propoziție din rugăciunea care se citește la ceremoniile de comemorare a soldaților căzuți în războaie și cei care au căzut în urma atacurilor teroriste. Aceasta se numește Tfilat Iskor sau rugăciunea de aducere aminte. יהיו חללי מערכות ישראל עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור דור. ורפיצ'י קזוצין ישראל אנקורונצקו ויקטוריה, אינסקריפציונצין אינימה ישראל אולוי דין ג'נרציין ג'נרציה. Dacă vi s-a părut informativ acest video și mai vreți să vedeți astfel de videouri, dați un share și la cunoscuții dumneavoastră și nu uitați să apăsați subscribe pentru a fi notificați când apare următorul episod. Vă urăm o seară cât mai plăcută și ne vedem în următorul episod. Shalom!